Oameni buni, și o poezie ghidușne, arăți ghidușne, Aș spune că e fantasmagorică, adică fantastică. Nu ca igra stolov cu draconii, cu diestia, dar despre călătorii în timp. Cine știe, poate că vă rog, câțiva ani să începe mai călătorii și noi cu în timp cu mașinile noastre. Și așa un poezie despre asta, despre călătorii în timp. Un fel de sfaturi de baci, cum s ar spune, oameni buni. Ascultați. Dacă prin timp călătorești, dar mașina ți s-a chirosit și nu știi, Doamne, unde ești și unde, Doamne, e nimerit, ești la trasă, înspre lume, chiar dacă distanța e mare. Și spunându-ți al tău nume, pune cuiva o întrebare. Ieși mai la trează și cază un celavecic și întreabă, mai unde ea, ajutați, măi, buni. lui dobre. Pe un bărbat sau o femeie, da, o femeie e de dorit, lasă el răspuns să-ți unde doamne nimerit. Deși zic de mai gine de femeie să-i dei, că tu dacă și din viitor și în încustumai la ca Ihtiandru, știi, cu soț, să-l femeia poți să mai spari, dar poți să-i îndrăgostească să ați spune tot de la pe dar dacă îi dai pe unul, pe unul după beții, ori pe deal, așa, de un vânător de cu sapă în mâine, îți să frecat o sapă după scafandru, după și trezești dezbrecat fără scafandru și fără nic. Depinde unde chiși, cum chiși, ce fel de oameni dăi, și nu știi și în viitor și la apropiat ori departat. Dar dacă nu are cine să-ți răspundă, că într-o pădure întunicoasă ești, pune-i pe prinde de mai gândit, pe FM o unde și răspunsul o să găsești. Că pe radio spune tot, și limbă greșită, ești cam după limbă și și cum. Dar n și eu niște indicii. Poate să și de ajutor. Că cu el chiar și vor găsi răspuns în viitor. Un fel de enciclopedie viitorală de asta, colorată de la Bodu și ceva, cum spune, de la mine la politicul Evgeni Brânțov Sergeevici. Dacă hoțul îi judecător, pe comuniști mai mari în Căivova, chiar dacă nu-s la putere, la orhei primar e șor, atunci ești omul în Moldova. Ești în Moldoveoară, țai de rai. Nu, crai de țai. Nu, crai de rai. Da, rai de crai, cum s-ar spune. Dacă mâca maia, îi bătrână și de ani, dar și la față, dar încă cu Andrii de mână, strig răgușit în piață, că au fost cu apă din mașinile lui Erdogan și o strige până la groapă, că puterea încă îi în ban, să știi că tot ești în Moldova, în 2040. Și la guvernanță lui Cliova, de la popor mințele răși. Așa ai, măi, oameni buni? Dar când Cămaia Sanduș cu Andrei strig în piață, fai verde, ajutori, pa mai ghiti, oameni buni, treziți-vă la viață, înseamnă că în Moldova noastră e stabilitate, oameni buni? A noastră tot încă votează pe grăunți, pe popșoi, pe, pe și numai, nu cu cap, cum s-ar spune. Așa că putem să ne bucurăm când 2040, în în Moldova noastră, e o stabilitate super sky, cum s-ar spune. Dodon, dacă nu-i prim-ministru, poate strige și el în piață. Că dacă nu un prim-ministru, vrea prezident măcar pe viață. De dacă el se roagă la Putin și la Medvedev. Și dacă în 2040 încă Putin pe pomă și e prezident, apa să vrei și el. Ca lui Amuș, Pe un an, două ori, când acolo adânc să termină. Și dacă nu ați și prim-ministru, el pe Lupomas vrei și undeva așa ca țariu. Вы обсервать, кирс походка, река, медведи, гидушные, а шаг, гидушные, а гидушные. а любом есть и Молдова. Так, то есть, это политика, с ним это маша койки пьем прежур. Так, цара и пусти, шсатели с парасыти, шикатини бурьяну и жи, шкотели с парлозити, tot în Moldova e nimerit. Și chiar de plângi în magnitolă țopa, când sărășia au venit, au fugit toți în Europa. Mare cat când țopa a venit acasă, mai copii, când cu s-a ridicat în slăbi și când cu să moară. Dar mă nimeni n-a ascultă. Dar la ce să vină sărmanii copii acasă? Să moară de foame? pentru un sac de cartofi de popșoi? Ei duc și fac banii lor, cum s ar spune. Așa că veniți acasă, măi copii, de mult deja nu mai ajută. Și acum în sat, în loc de mii, trăiesc de bătrânei vreo sute. De așa și ei de de dispariții, cum s-ar spune. Dar poate ar simt chiar noi și ești bătrânii. Și copiii noștri și nepoții și ei de amuzi prin străinătate. Și niște, dar pe iubom. Că ești ca și de străinătate, aș să în acasă să moară. Curs să vrei, să doarmă lângă tață, lângă măia, sau lângă mâia să înțelegem și... Și și mai din noi, dar am noștri copii și nepoțări și în Europa. Ia ca așa, călător, bate-i Dumnezeu să-i bate, în prezent și în viitor, moldoveara noastră arată. Dar dacă vrei totuși să vezi un moldovan cum mai arată, încearcă să aterizezi în Europa, bate-o Dumnezeu să bate pune pe a doua, ora treia și dispare și apare în Europa. Acolo pe albom azi de un moldovan de nostru. Ori ori șad în piață cu flagurile a Moldova când ori să-i zic că ești de acasă, mai faceți și voi demonstrații, ori a să cum, pe cum lucrează, lucrează și el mai ghinde și el mai harnic. Ori să mai trimăte în pu, în pi, așa știți. La ciuda, să nu... Așa că... Așa-i cam oameni buni, ziua asta. Dar poate? Dumnezeu e mare. Și-a dat minte la popor. Și o să facem vreo schimbare ca să avem alt viitor. Și-a și niște oameni buni cum aș în viitor și la apropiat de părtat. Poate și cum am cam poezia asta, dar poate ne-o înflori și o înverzi la minte. Și poate și ceva mai frumos și mai bun. Nici zvezna, nici nouă, nici nauki. Dar totuși încercați să vă mai înfloriți la minte, să vă tați cu capul, să vă mai gândiți, să știți ce grăiți, să știți mai bun la inimă, mai treci la cap și așa mai departe. Și asta, mai oameni buni, pia.